Liderul Partidului Socialiștilor, Zinaida Grecean, îi neagă acuzațiile legate de faptul că deputații din partea fracțiunii sale au mers la Moscova ca să discute despre o eventuală coaliție pe care ar urmări să o facă la Chișinău. Ba din contra, spune Grecean în presa rusă, toți cei 35 de deputați socialiști au mers acolo la invitația Dumei de Stat din Federația Rusă, iar Moscova nu poate controla niciun fel de coaliție la Chișinău. Grecean a profitat de ocazie și a transmis din nou săgeți către blocul acum, spunând că cheia deblocării se află în mâini socialiștilor, întrucât partidul său este cel care a acumulat cele mai multe mandate. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, blocul acum a venit cu o nouă chemare la negocieri pentru PSRM, propunând crearea unor grupuri comune ale celor două formațiuni care să găsească un compromis până pe 25 aprilie. Cei din PSRM au declarat imediat că nu sunt de acord cu această propunere și spun că își doresc o coaliție în următorul parlament, precum și portofoliile la câteva ministere importante.